Salutare, bine v-am găsit sau bine v-am regăsit pe canalul meu. Pentru cei care încă nu mă cunoașteți, numele meu este Cristina și pentru astăzi, după cum vedeți și în titlu și în thumbnail, înainte să începem clipul propriu-zis, vreau să vă spun că am în descriere un link de afiliere. Ce înseamnă asta? Dacă voi veți vrea să plasați o comandă pe site-ul elefant.ro, să vă luați cărți sau alte lucruri, un mic procent îmi va fi dat și mie. Nu trebuie să plătiți nimic în plus, pentru că acest mic procent va fi deja din suma pe care voi o plătiți. Dacă vreți să faceți asta, pe mine m-ar ajuta super, super mult. Vă spun asta doar pentru că vreau să fiu 100% transparentă cu voi și să știți dacă vreți să mă ajutați și pe mine, cum puteți să o faceți. Acum să trecem la clip. Avem un haul de cărți, un haul de cărți de pe site-ul elefant.ro, cu care am avut mici probleme de data aceasta, pentru că nu știu de ce, dar mi-a întârziat comanda destul de mult. Majoritatea cărților de aici sunt în limba engleză și mă gândesc că probabil acesta este motivul. Nu am avut cărțile pe stoc și de asta a durat mai mult. Dar într-un final, cărțile, să știți că au ajuns la mine, sunt chiar aici. De data aceasta avem 8 cărți și în mare parte, de fapt în cea mai mare parte, pentru că doar o carte dintre acestea 8 nu este pentru facultate, de fapt este, dar nu este pentru cursurile de literatură, dar în rest toate cele 7 cărți le-am luat pentru cursul de literatură, de fapt cursurile, că am 2, un curs de literatură engleză, iar altul de literatură engleză, dar este opțional, iar acolo noi studiem Shakespeare. Haideți mai întâi să vă arăt cumva intrusul acestui haul, și anume această carte de Umberto Eco, se numește Cum se face o teză de licență. Bineînțeles că m-a atras titlul, am auzit de multe ori de această carte, am auzit și la alți booktuber sau la alți studenții despre această carte. Într-adevăr, această carte m-a ajutat să-mi fac o idee mai clară despre ceea ce înseamnă o teză de licență. La fel cum notează și autorul undeva pe la sfârșit, m-a speriat un pic pentru că sunt foarte multe detalii de care trebuie să ții cont. Dar în același timp nu sunt sigură dacă acestea sunt caracteristicile și din ziua de astăzi sau, mă rog, când, la anul când o să am eu nevoie să fac licența. Însă consider că este o carte foarte bună de avut, de citit. Se citește foarte ușor, este scurtuță și, per total, cred că îmi va fi de folos în scrierea licenței. Chiar am învățat niște chestii foarte folositoare. Unele chestii deja le-am mai întâlnit și în alte cărți, dar a fost cumva ca o validare, deci e super ok cartea. Dacă ar fi să-i acord un calificativ, i-aș da 5 steluțe, e chiar o carte super ok. Să vă spun și prețul, această carte a fost 39 de lei. Și ce voiam să vă mai spun este că eu sper să vă ajute aceste videoclipuri, pentru că privind iarăși din experiența mea personală, mie îmi place extrem de mult când văd la alți studenți ceea ce studiază ei la facultate, mai cu seamă dacă este și facultatea la care sunt eu sau specializarea la care sunt eu. Bineînțeles, din alte orașe nu contează, mă uit chiar și la străini, dar îmi place super mult când văd la alți studenți ceea ce studiază în anul 1, anul 2, anul 3, pentru că așa știu să mă pregătesc și eu ce ar trebui să citesc, poate reușesc să citesc ceva în avans, și cam ăsta este motivul principal pentru care fac și eu aceste book haul-uri cu cărțile pe care le-am de citit pentru facultate, pentru că mă gândesc că poate sunteți și voi curioși ce urmează să studiați. De exemplu, dacă voi sunteți anul 1, poate sunteți curioși ce veți studia pe semestrul 2 a anului 2. Ok, sper că m-am făcut înțeleasă și acum să trecem un pic mai departe. Avem această cărticică, e efectiv o cărticică, e foarte mică, este Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Am luat această carte pentru că intenționez să îmi fac prezentarea pentru seminarul nostru de literatură engleză pe baza acestei cărți. De fapt, prezentarea va fi cumva construită pe o temă anume, The Theme of Consciousness, sau parcă ceva de genul ăsta aveam eu. Și am zis că dacă tot mi se pare mie Virginia Woolf cea mai apropiată cumva de stilul meu și de ceea ce mi-ar plăcea să citesc până la urmă, și eu zic că o să-mi placă să scriu despre această carte,
Abia aștept să o citesc, încă nu am ajuns la ea pentru că în prezent citesc altceva, dar din câte știu eu este un roman feminist. Prea multe despre această carte nu știu să vă spun încă, știu doar că acțiunea se concentrează pe personajul eponim al cărții, Mrs. Dalloway, se concentrează pe viața ei, pe căsnicia ei, fiind o femeie londoneză, dar dacă vreți o să vă spun părerea mea, fără a vă da spoilere sau măcar am să încerc, dacă vreți vă spun asta într-un clip viitor, un clip în care vă arăt ce am mai citit în ultima vreme, dar da, cam asta este a doua carte pe care am comandat-o eu de pe Elefant. Prețul nu știu să vi-l spun exact, văd că scrie aici 3 lire, deci probabil acesta este prețul de cumpărare de la furnizor. Și voiam să vă mai spun că aceste două cărți au sosit împreună la vreo 3-4 zile după ce am plasat comanda, le-am plătit pe acestea împreună cu transportul, iar apoi după vreo lună mi-au ajuns și celelalte cărți. Și ceea ce citesc eu acum este această carte, un roman de Henry James, se numește The Ambassadors. Vedeți că am aici un semn de carte deja, am ajuns pe la pagina 80, încă nu am apucat să citesc foarte, foarte mult din acest roman pentru că nu prea am avut timp săptămâna asta, dar trebuie neapărat să mă pun să continui acest roman. Pentru că îmi place, în primul rând, ceea ce am observat eu este limbajul facil. Este scris acest roman într-un limbaj foarte ușor de înțeles și asta mi-a plăcut mie super mult. Se vede clar diferența de vreo 100 de ani între literatura de la 1900 și cea de la 1800 și în mare parte este vorba despre niște americani care ajung în Europa și efectiv se simt liberi. Acțiunea în mare parte este plasată în Paris și din câte am înțeles eu și de la cursul pe care l-am avut, acești americani, în momentul în care ajung în Europa, își dau seama că Statele Unite ale Americii nu reprezintă chiar totul, în sensul că ei observă că Europa este mult mai evoluată sau că unele lucruri care abia ce au apărut în America, în Europa există de vreo 100 de ani și tot așa. E foarte interesantă cartea și de asta am și zis că vreau să o termin de citit cât mai repede. Avem aici Heart of Darkness de Joseph Conrad și văd aici că mai sunt și alte povești în această carte. Nu este o carte prea lungă. Eu am luat această carte doar pentru Heart of Darkness, dar cine știe, poate o să le citești și pe celelalte. Și așa cum îi spune și numele, din câte știu eu, această carte dezbate cumva această temă a întunericului, sensului propriu, dar și bănuiesc că și alte sensuri figurate. Și cred că voi citi această carte imediat după ce voi termina The Ambassadors. Iar următoarea pe listă este Ulysses. Este o carte imensă, odita mai cartea. Are cred că vreo 700 de pagini, da, în jur de 700 de pagini. Cred că îmi va lua foarte mult să citesc cartea asta. James Joyce, probabil și voi știți de nebunelile lui James Joyce, așa că ce pot să zic? Abia aștept să o citesc. Mai am aici 3 cărticele micuțe care sunt toate de ale lui Shakespeare. Prima dată avem așa, A Midsummer Night's Dream, este celebra piesă de teatru a lui Shakespeare. Cred că va fi ușor de citit, în ciuda limbajului shakespearian, măcar este o carte scurtuță și nu știu exact când îmi voi face timp să citesc aceste 3 cărticele pentru că le-am luat în vederea examenului pe care îl voi avea la acest curs opțional de literatură, dar am zis că haide că nu sunt chiar atât de lungi și o să-mi fac eu timp la un moment dat să le citesc. Mai am apoi The Tempest și Romeo și Julieta, pe care am mai citit-o eu de câteva ori, atât în limba română cât și în limba engleză, dar niciodată n-am dus lectura până la capăt și am zis că oricum e bine să o am în bibliotecă. Deci, în mare parte, cam așa stă treaba și cu Shakespeare. Și gata, v-am arătat toate cărțile pe care le-am luat eu de data aceasta de pe elefant.ro. De asemenea, vreau să vă menționez încă un lucru și anume că voi pune în descriere un link de afiliere. Ce înseamnă asta? Dacă vreți și voi să vă comandați câteva cărți sau orice altceva de pe Elefant, eu am un link de afiliat, iar un mic procent va ajunge și la mine. Nu vă costă nimic în plus, adică bani
banii aceștia se iau din plata pe care deja o faceți, este pur și simplu un lucru ajustător pentru mine, dacă vreți și voi să o faceți, să mă susțineți. Nu vă gândiți acum că sunt foarte mulți bani, sunt de fapt câțiva lei, dar v-am spus în caz că vrea cineva și are bună voință să comande de pe acest link, v-aș fi super, super recunoscătoare. Și acum gata, vă las, mă întorc și eu la citit, trebuie să termin The Ambassadors. Vreau să văd ce se mai întâmplă mai departe. Noi ne revedem data viitoare la un nou videoclip, tot aici la mine pe canal. Ah, și înainte, spuneți-mi, vă rog, dacă voi ați citit una dintre aceste cărți sau dacă vi se pare măcar un titlu interesant. V-am pupat! Pa, pa!